prima seară când am, deci eu nu mai aveam răbdare că trebuia să vin să pun televizorul să-l văd cum merge. Și prima seară când am venit și l-am montat, ce credeți dumneavoastră? N-am avut somn în seara. De ce? Da, cu tot să ador, de bucurie că am televizor. Uite, ăsta e filmul meu preferat la bloc. Îl vezi? Asta este factura lui. Factura de însoțire. Uite. Deci cât are? 368, nu? În total? Da. Plus cu transport, cu, tot, cu transport 368, cu totul. Cu totul. Cu totul. Da. El a fost 339 de lei, televizorul, pentru că a fost la resigilate. Dacă era să-l iau la partea aia la altă nou, că sunt două categorii de televizor. Dacă era să-l iau partea aia la altă, era 440 de lei televizorul plus 29 de lei transport. Și am preferat să-l iau așa. M-a întrebat ce aveți, cablu, ce antenă aveți. Am o antenă tot de la dumneavoastră, de la Denis, de la Focusat. Am înțeles, să știu eu ce vă trimit. Și mi-a trimis exact tipul de televizor care trebuia mie de se potrivea pe antenă, e compatibil cu antena. Și l-am montat. L-am montat, numai că îl montasem aici și era cam peste mâini, era prea lângă sobă și se încingea aici. Da. Se încingea televizor. Și atunci am hotărât singur, fără rămână, când eram acasă. Stând eu în derăpânătura mea aici și uitându-mă și gândindu-mă, hai să iau sifonierul de aici, să-l pun aici, să iau masă de aici, să pun aici. A făcut chestia asta, dar nu mi se mai ajungea ca cablul de la teren și ar trebui să-l scot din pod de aici, tot arhitectul mi-a zis, să-l scot din pod și să-l dau pe din afară. Pe ăla, da. Și l-am dat pe din afară. Am cumplat tot în regulă, i-am pus mufa de HDMI în ea, hai să-l pornesc să vezi. Când am văzut ce frumos se vede, am zis, mă, ce mic e și știți că el nu prea se auzea înainte. Se auzea slab el. Dar acum se aude mai tare pentru că este și cu antena. Și l-am cuplat, l-am verificat. Hai să-l vedem că... Haide să-l vedem. Ia uite, până una alta, uite, aici am depozit. Auzi, dar să știi că vine mai bine așa cum ai aranjat-o. E așa? Serios. Uite, am depozit. Ia uite. Bei o gură? Nu bei. Nu bem cu ăla. A, așa. Nu bem cu ăla. Ce depozit? Nu bem cu ăla. Nu, cu ăla, da. Uite depozitul. A, depozit. A, așa. Ăsta-i televizorul, nu? Ăsta-i televizorul, neamulei. Să pornim, măria ta. Uite, pornim decodorul. Întâi decodorul de aici pleacă așa. Televizorul de aici, uite, s-a prins verde jos, pleacă. S-a prins verde jos, uite. O, dar ăsta se vede bine. A, față de aia altă. De jos? Nu. Acum se așteaptă procesarea decodorului. Și ăsta la capitolul consum? Ăsta la consum? Cum stă? A, gata. Să-l dai tu în cetăr. Ăsta la capitolul consum este foarte bun. Ca să vă spun cum. Cum e bun. În prima seară când am... Deci eu nu mai aveam răbdare că trebuia să vin să pun televizorul să-l văd cum merge. Și prima seară când am venit și l-am montat, ce credeți dumneavoastră? N-am avut somn în seara. De ce? Da, cu tot să ador, de bucurie că am televizor. Uite, ăsta e filmul meu preferat la bloc. Îl vezi? Încă nu s-a terminat? Nu. Uite. Ăsta e filmul meu preferat. Vedeți? Ce clar se vede. Am încercat să-i dau culorile mai puternice, mai aprinse și nu merge. Mi-a zis că am sunat și mi-a zis că nu se poate regla culorile, sunt reglate automat din el. Din el, da. N-aveți cum să mai umblați la culori, că ce ca dacă umblați, zice și... Umblați la căldură sau la lumina culorilor, zice, dați televizorul peste cap. Și nu mai vedeți nimic pe urmă, ce nu se mai vede, rămâne doar imaginea albastră și atunci să-l trimiteți la reparat. Și nu mai umblă, atunci îl lasă așa, bine că mi-a zis. Bun, și m-am uitat de seara ca să vă faceți, dumneavoastră un calcul. Seara de la ora 18:30 până la ora 3:30 dimineața a mers televizorul fără oprire. Și încă mai aveam 4 linii în baterie, deci n-am putut să mai stau, că eram obosit. Atâtea ore am mers cu televizorul. Cu ăsta. Deci foarte mic la consum. Consumă 1,1 amperi. Foarte, foarte, foarte puțin consumă. Consumă un pic mai mult decodorul, da? Având în vedere că avem 3 panouri, dar multiplica panourile, pe noi ne ajută mult acum. Că sunt 3 panouri care bagă pe baterie. Nouă, ce ne mai trebuie acum urgent, 9 luna viitoare acum? O baterie, un alt acumulator, tot tipul ăsta de 62 de amperi, de Rombat, ca să avem două, pentru că, zice, știi cum este? Zice, tu ești acum exact cum ar fi, cum ai pune un cal să tragă la o căruță, de la dita mai căruță, ia pune doi, să vezi că trage altfel. Tu tragi pe baterie, acum te ține numai 3 ani. Dacă îi mai iei încă o baterie în plus un ajutor, ele se ajută una pe alta și poți să mergi 5-6 ani cu bateriile astea atunci. Mai trebuie neapărat o baterie. Dar nu mai...
Nu îl mai strica așa. Nu. Mulți mi-a zis treaba asta. Am instalat și așa a rămas. Instalat. Acum lăsând gluma la o parte de azi, că am zis eu că cu de reparatura, că nu știu ce. Am zis, dar nici n-am avut răbdare, că am fost și singur. Ramona nu e acasă. Nu, da, nu e, mai... Aici trebuie să rezolv cu găurile. Dar nu mai... Neapărat trebuie să rezolv cu găurile. Nu, numai, că mi-a zis și Ramona, că se vede frumos. Da, și da, noi știi că am mai avut un televizor ca ăsta, s-a auzea slab. Și mi-a zis, doamna, pe ce l-ați avut pe la zi, pe cablu? E, să știți, doamna, că acum sonorul antenei de la decoder cu sonorul lui amplifică și de-aia s-aude, o să audă mai tare acum, zice și. Da, nu, dacă îl strici și pe ăsta... Mi-a plăcut. Mai repede. Da. Ok, sunt de acord, cabina să se dea la el. Să vede bine, să aude bine, consumă puțin. Păi ce mai mult, dar nu... Da, și ieri am sunat la Denis, nefericit, să mulțumesc pentru televizorul ăsta. Și am întrebat, stimată doamnă, aș eu o întrebare. Există vreun televizor cu diagonală noastră mai? Nu, păi stai să vezi ce, stai să vezi ce am vrut să fac. Zi. Există vreun televizor cu diagonală mai mare decât acesta de 40 la dumneavoastră? Deci vă fac legătura cu departamentul. Zice, și atunci vedem. Încet, să nu iei cablu, că ăla-i cablul lui. Gata. Și zice, stați că fac legătura cu departamentul. Mi-a făcut legătura cu departamentul, m-a sunat doamna acolo și mi-a zis, da, avem la 80 de centimetri, zice, televizor Denis pe 12V, la fel ca cel de la dumneavoastră, este cu tot cu transportul 818 lei. Zice, garanție 10 ani. La ăla care l-aveți, aveți garanție 5 ani jumate. 6 ani. Deci v-am mai dat noi jumătate de an cadou, în plus, că l-ați cumpărat de la noi. Da, e mai scump, adică dublu cât ăsta, la preț. 80 de centimetri? Nu, dar și la preț, dublu. Dar și la preț e... Și la preț, da. 1.180.000. Nu... A zis Ramona, nu, păi da de unde? Ce mai repede dacă o fi, dacă ar fi așa mai repede, când o fi să facem camera aia altă, ce de mai repede, dacă ar fi așa, am mai luat tot unul de ăsta micu, zice că... Vedeți, dumneavoastră, el pare mic când te uiți la el când e oprit. Ai văzut ce mic pare? Da, da, acum e... uite, da, când uite, e pornit, îl vezi ce mare. Dacă stai acolo, e... Când e pornit, îl vezi ce mare, să vede. Și de-aia am făcut manevra asta așa. Că m-am gândit că cu frigul ăsta, Ramona doarme la margine. Și numai bine să culcă chiar lângă soba tot. Chiar lângă sursa de căldură și o să fie bine. Dacă eu, arhitectul ăsta, mi-a zis așa. Că dacă ia acest cărțietoare de trei și îmbrac tot rigipsul, dar să vin cu ea până în geam. Tot rigipsul să-l lipesc cu scârțitoare, să-l îmbrac în scârțitoare de trei, tot complet. Toți pereții, că ce nu prea ai mult de fel de îmbrăcat. Ai jos acolo, peretele ăsta aici iei o placă de aia de rigips nouă și o pui culcată de acolo până acolo, să pară dreaptă, să fie dreaptă, peste ea vii cu izolație. Și nu mai e treabă. Și ce sus, bași vată, să vezi tu ce cald o să ai aici. Cu ușa acolo o să ai căldură, că ce n-ai prea mult de izolație. Că dacă nu faci, zice, cu scârțitoare, când a venit girul la puternic, păi uite, acolo, dacă pui camera pe sumasă acolo, uite, se vede afară. Uite. Da. Păi de-aia și vine frigul acolo. Bineînțeles. Are și ea dreptate pe o parte, știi? Că se vede afară, știi ea ce știe.